Salut, sunt Michael Star, bun venit la Star TV. Păi, m-a ocupat tractorul în ultima perioadă foarte mult timp. Am început deja seria de tutoriale Tractor Pro 3 pentru începători, am făcut deja review-ul Tractor Control S2 MK3, deja mă ocup și de S4 MK3, da, mai aștept un pic, vreau așa un pic să-l mai forjez în momentul în care fac review-ul, să vorbesc în totală cunoștință de cauză, dar e timpul să vorbim și despre alte lucruri. Cam toată vara la Costinești, la Ring, am avut petreceri cu spumă. Și noi cei de acolo am fost foarte, foarte încântați de noul nostru tun de spumă. Ba, mai mult decât atât, am văzut foarte mulți clienți veneau să-i facă poze, mai ales în zona în care scria firma și modelul aparatului. Când am plecat de la mare, am început să primesc întrebări. Ce tun de spumă am folosit, de unde l-am cumpărat și mai ales cât costă, că asta ne roade pe toți cel mai mult. Ei, am vorbit cu unul dintre tehnicii noștri de la mare, i-am promis o sticlă de ceva bun când ajung la vară din nou acolo și mi-a spus cam tot ce aveam nevoie să știu. Mi-a spus și că nu se supără nimeni dacă dau informația mai departe, așa că hai să hai! Site-ul se numește simastore.ro și de pe el poți să cumperi în principiu accesorii pentru petreceri. Spumă, confeti, CO2, holii, care sunt prafurile alea colorate. Au și aparatele respective, au și accesorii, au și consumabile, eu știu, lichid de fum, lichid de spumă, confeti de diferite feluri. Le găsim toate frumos pe site. Hai să căutăm tunul de spumă de la Ring. Ăsta e. În afară de faptul că dădea spumă într-un mare fel, mie mi-a plăcut foarte mult că nu trebuie să faci amestecul înainte. Ai un furtun pentru apă și altul separat pentru lichidul de spumă. Face singur amestecul chiar în momentul în care dai spuma. Dacă ai destulă presiune la robinet, poți chiar să îți iei apa direct de acolo. Din câte văd, sunt mai multe modele, și mai mici și mai mari. Au oamenii ofertă bogată. Încă ceva, dacă îi schimbi capul ăsta de aici, poți să-l transformi în tun de confeti. Noi l-am folosit vara trecută la Ring și așa. Hai să găsim capul pentru confeti. Mergem la confeti. Ăsta e. Ăsta l-am folosit noi anul trecut. Da, mai e unul aici, mai scumpicel un pic. Oricum, nu știu ce face cel mai scump, dar ăsta merge într-un mare, mare fel. Dacă te interesează, eu știu, alte accesorii de petrecere, poți să arunci un ochi pe simastore.ro. Din câte văd, oamenii sunt destul de bine aprovizionați, au o ofertă destul de bogată, ba mai mult, tehnicul nostru de la mare mi-a spus că sunt și foarte, foarte miștoși și foarte serioși. Sper că a fost de ajutor informația. Dacă ai întrebări, dacă ai sugestii legate de viața de DJ, de accesorii de petrecere, de console, de programe și așa mai departe, le aștept în secțiunea de comentarii de pe YouTube. Dacă te interesează, în principiu, Tractor Pro 3, console, controlere care lucrează cu Tractor Pro 3, abonează-te la canalul ăsta de YouTube. O să vorbim despre tractor mult și bine de acum înainte pe canalul ăsta. Evident, sunt foarte ușor de găsit și pe Facebook și pe Instagram. Aruncă un ochi și pe tv.michaelstar.ro, acolo găsești toate materialele mele, video, frumos și drăguț, ordonate și aranjate. Cu sau fără accesorii de petrecere, spor la muzici și petreceri reușite!